Primăria Bacău efectuează în această perioadă lucrări de asfaltare pe unele străzi din centrul municipiului. Este vorba despre Nicolae Bălcescu și Bulevardul Unirii, care sunt reparate pe tronsonul Parcul Trandafirilor, sensul giratoriu din imediata apropiere a Colegiului Economic Ion Ghica. Lucrările vor continua pe tronsonul sens giratoriu Colegiul Economic Ion Ghica, Curtea de Apel Bacău. Pentru rezistența în timp a asfaltului vor fi amplasate plase de geogrile, la fel ca pe strada Chimiei. Tot în această perioadă se lucrează și în zona de nord a Bacăului. Mai precis, au demarat intervențiile premergătoare reabilitării străzii Ștefan cel Mare, ce va fi realizată de către autoritățile locale cu fonduri europene. Este vorba despre înlocuirea țevilor de gaz de pe artera rutieră care preia traficul de tranzit spre Piatra Neamț. Acest proiect este un proiect integrat. Pentru început vom moderniza, vom reabilita, vom schimba rețelele de utilități publice. E un gaz, a început lucrările de înlocuire a conductei de gaze pe Ștefan cel Mare. Strada Ștefan cel Mare va fi reabilitată începând cu 2014 cu fonduri europene pe programul operațional regional Axa Prioritară 1, domeniul de intervenție 1.1, planuri integrate de dezvoltare urbană. Lucrările de modernizare vor consta în realizarea unui sistem rutier dimensionat pentru traficul greu. Sperăm ca în această vară, în această toamnă, până la sfârșitul acestui an, să înlocuim toate rețelele pe această stradă, urmând ca anul viitor să începem reabilitarea trotuarelor, spațiilor verzi, iluminatului și, nu în ultimul rând, probabil în vara anului viitor, vom face și reabilitarea carosabilului.